Am descoperit o ciocănitoare. Eu cred că o fi ciocănitoare. Pentru ciocănește de zor. Și am auzit-o ciocănind și am venit să o filmez. Apoi am văzut un cuib. Să mergem să-l vedem. Aici am văzut altă pasăre. Probabil că o fi perechea. Acum nu se mai vede când am scos eu camera. Însă... aia ciocănește de zor acolo și mai are de lucru. Fiecare cu munca lui. Deci, eu plantez o maracuia și această pasăre trebuie să facă găuri. Văd că am mai făcut încă vreo două. Aici alte două găuri. Pare că tot de ea au fi făcute. Aici e stâlpul pe care e legat cablul de curent. Au venit ceva nori, sperăm că o să vină și ploaia. Deja soarele apune și s-a răcorit bine. Se vede încă soarele. De obicei se face foarte roșu înainte de a apune. Acum însă sunt nori și nu mai e chiar așa de roșu.